Deficitul mare de forță de muncă în industria agroalimentară necesită măsuri imediate. În acest context a fost organizat primul târg de cariere destinat tinerilor care urmează sau care au absolvit una dintre specializările de la Universitatea Științelor Vieții din Iași. Firme cu profil agricol din mai multe zone ale țării au venit pentru a căuta specialiști pe care să-i angajeze în ferme de animale sau legumicole și chiar în industria de panificație. În plus, evenimentul le-a permis studenților și tinerilor specialiști ca să participe și la prelegere axate pe teme care țin de carieră și de antreprenoriat. Nicușor Toporău este student la horticultură și își dorește foarte mult să ducă mai departe afacerea familiei. A venit la acest târg de joburi organizat de USV Iași pentru a afla oferta celor care caută specialiști în domeniul agricol. Eu acasă mă ocup cu solariile și aș vrea să duc mai departe afacerea familiei. Multă muncă este așa, dar este foarte frumos când vezi rezultatele făcute cu mâinile tale. Firmele care sunt în căutare de angajați explică pas cu pas tot ce ar putea oferi viitorilor specialiști. Avem 10 ferme în peste 6 județe din țara noastră. Suntem în prezenți în Constanța, în Brașov, în Sibiu, în Vrancea. Și avem practic tot procesul de producție de suine până la partea de abatorizare. Și avem nevoie de specialiști, așa ca voi. Acest angajator caută specialiști în zootehnie. Cei care aleg acest domeniu beneficiază de stagii de pregătire, chiar și de cazare, pentru că foarte mulți dintre angajați sunt relocați la ferme din țară, asigurându-se transportul, masa zilnică și chiar alte beneficii financiare. Ne interesează foarte mult ingineri zootehnici, medici veterinari, practic tehnicieni veterinari, cei care au terminat pe partea de agricultură. Un muncitor necalificat poate să pornească în jur de la 3200 de lei fără experiență până și iar în decurs de un an de zile în funcție de performanță poate să depășească și suma de 4500 de lei. Pentru că lipsa de personal este pe zi ce trece mai mare, un angajator din județul Constanța a venit să caute forță de muncă la Iași. Noi suntem în industria alimentară, producător de ulei vegetal, da? Suntem locați în Constanța. Și în momentul de față, bineînțeles, ca orice firmă care vrea să progreseze și să aducă un plus valoare în industria alimentară, căutăm ingineri care să înțeleagă procesele din producție, să vină cu un plus valoare și cu acea creativitate tinerească care să aducă un pas în față în a produce un ulei de calitate. Universitatea Științelor Vieții din Iași este unul dintre principalii furnizori de forță de muncă în domeniul agricol și al industriei alimentare din zona Moldovei. Din cercetările care le facem și toate sondajele ulterioare absolvirii, deci în primele 6 luni, după primul an, în al doilea an, datele noastre arată că în jur de 80% dintre absolvenți sunt angajați în domeniul pentru care s-au pregătit. Orice angajator, sigur, își dorește ca un proaspăt angajat, un proaspăt absolvent să aibă cunoștințele unui specialist cu 10 ani vechime și să accepte să lucreze cu salariul minim pe economie timp nenormat. Interesează de a colabora cu aceste companii, de a veni în sprijinul tinerilor, de a veni pe partea de internship-uri, pe partea de a dezvolta și de a vedea ce se întâmplă în cadrul companiei, modul cum procesează, pentru că activitățile au devenit foarte dinamice în momentul de față, schimbările sunt majori și atunci se schimbă și tehnologiile foarte repede, ei trebuie să adapteze și este foarte bine pentru tinerii din ziua de astăzi că au posibilitatea să-și desfășoare practica sau cunoștințele teoretice să le aplice în mod practic în cadrul companiilor. Tractoarele Lovol, soluții complete și accesibile pentru micii fermieri. Cu o experiență de 20 de ani în comercializarea de tractoare și utilaje pe piața din România, Duotrac susține fermierii cu produse de calitate pentru agricultură și zootehnie, oferind utilaje agricole și tractoare cu puteri de la 25 la 130 de cai putere. Cu gabarit redus și cu putere de tracțiune mare, fiabilele tractoare Lovol sunt ideale pentru activități în gospodărie, lucrări agricole sau comunale, în operațiuni de întreținere a viilor și livezilor, pajiștilor și pășunilor, inclusiv
inclusiv amenajări peisagistice. Mai mult decât atât, toate tractoarele Lovol sunt eligibile pentru a fi achiziționate prin programul Rabla pentru tractoare. Mai multe detalii despre oferta Duotrac aflăm de la reprezentanții companiei în materialul următor, realizat în cadrul Târgului Internațional Indagra 2024. Lovol este cea mai mare fabrică de tractoare din China, este și o companie mare de care fabrică utilaje, în general utilaje agricole, utilaje industriale și alte vehicule în China. Noi îi reprezentăm aici în România, acestea sunt din spatele meu, sunt tractoarele produse de ei, o parte din ele. Sunt tractoare cu putere de la 25 de cai până la 130 de cai și mai sus. Au motorizări Dosan, Coreea de Sud, pot avea și motorizări chinezești, deci sunt mai multe tipuri de motorizări pe ele, în funcție de opțiunile clienților. Trebuie să menționăm faptul că sunt cu emisii de stage 5? Tractoarele sunt toate certificate de Societăți Mari de Certificare din Europa. Au certificat de conformitate, au motoare stage 5, sunt niște utilaje care de 18 ani, de 20 de ani și-au dovedit fiabilitatea și au trecut testul timpului în România. E foarte important să treacă și acest test al timpului. Fiind de atâta timp pe piață, tractoarele noastre sunt eligibile pentru orice fel de finanțare. Deci, începând cu toate proiectele europene care au apărut, inclusiv instalarea tânărului fermier, dar și altele care au apărut prin PNRR-uri. Programul Rabla, sigur că participăm și la el. Prețurile sunt foarte competitive pe piață. Noi ne înscriem în acest program cu niște prețuri adecvate și deosebite. Pe lângă faptul că au niște prețuri deosebite de bune, iată că oferă loc și oferă o marjă ca fermierii să-și poată cumpăra și câte un utilaj sau poate chiar mai multe pe lângă aceste tractoare. Pentru că vorbim de agricultură în România și în ziua de astăzi lucrurile se întâmplă foarte repede, ai nevoie de tehnologie bună. Cum privesc cei care cumpără tractoarele de la dumneavoastră? Le asigurați partea de service, îi sprijiniți, îi consiliați? Sigur că da. Noi oferim, odată cu comercializarea acestor tractoare, oferim garanție, oferim service, oferim consumabile, piese de schimb, post-garanție și îi consiliem și îi ajutăm chiar să le poată pune în funcțiune, să le poată utiliza corespunzător. Noi suntem de găsit la Brașov, la sediul nostru, de asemenea pe online, pe internet, pe site-ul nostru www.duotrac.ro. De asemenea, pe site-ul nostru duotrac.ro veți găsi o secțiune dedicată acestui program Rabla, unde veți găsi și toate criteriile de eligibilitate și condițiile de participare. Rezultatele testării biostimulatorilor în producțiile ecologice. Imediat vin și cu detalii. Pomicultori din toată țara interesați de obținerea unor producții mai mari, dar și de diminuarea pierderilor cauzate de fenomenele meteo neprevăzute, au participat la un eveniment științific cu aplicații imediate. Acesta a avut loc recent la Institutul Pomicol Pitești-Mărăcineni și s-a axat pe prezentarea rezultatelor testării unor produse pretabile chiar și în culturile ecologice. Mai multe culturi pomicole, printre care cele de măr, cireș, prun, căpșun și afin, au avut recolte remarcabile după ce li s-au aplicat corect biostimulatorii, corectorii de carențe sau amelioratorii de sol, produși de către o firmă spaniolă. Apar atât de multe alte produse ale cercetării, fie produse intelectuale, fie produse fizice, care se pot trece și la fermieri în cultură. Pentru asta e nevoie însă de un pic de timp, de testele undeva, într-un loc sau în câteva locuri trebuie să testate și acest lucru ne revine nouă ca instituție de cercetare și dezvoltare. Iată și opiniile fermierilor care au participat la eveniment și care au fost impresionați de prezentările făcute de specialiștii institutului. Primele informații când vine vorba despre produse noi apar în laboratorul de tehnologie ale Institutului de la Mărăcineni. Vorbim despre pomicultură. Întâi ei fac primii pași pentru a dovedi că aceste produse sunt bune sau nu sunt bune, iar după aceea, cu ajutorul sesiunilor de prezentare, aceste statistici pe care ei le obțin, aceste rezultate, ne sunt transferate nouă ca și pomicultori. A trebuit să selectăm din multitudinea de produse biostimulatori care vin în
dacă pot spune așa, în completarea fertilizărilor de bază și cu această ocazie aș vrea să atrag atenția, pentru că discut cu mulți colegi care renunță de multe ori la fertilizarea de bază în favoarea biostimulatorilor. Trebuie să facem fertilizări corecte cu MPK-uri, dar pentru că vrem să facem agricultura smart, venim în completare cu biostimulatori care aduc un plus de valoare economic, în sensul în care oligoelementele și MPK-urile sunt mult mai bine absorbite, plantele răspund mult mai bine la provocările climatice, vorbim de înghețuri târzii, vorbim de veri foarte călduroase. Interesul comun al tuturor actorilor implicați în acest fenomen este, până la urmă, obținerea unor recolte frumoase și sănătoase, în beneficiul clientului, cea mai importantă veriga a lanțului producător-consumator. Dabaco oferă toată gama de produse necesare pentru activitățile din viticultură și pomicultură. Compania are o serie de magazine în țară, dar și unul virtual, prin care cei interesați pot achiziționa o gamă largă de echipamente și substanțe dedicate protecției culturilor. Prin intermediul acestora, echipele de specialiști oferă și consultanță, având în vedere cunoștințele acumulate în cei peste 18 ani de activitate a firmei Dabaco. La Târgul Agricol Internațional de la Indagra, compania a venit cu o parte din portofoliul dedicat acestor sectoare, importante pentru industria agricolă. Avem o gamă largă de utilaje de întreținere a plantațiilor și de recoltat, dar gama de utilaje completează activitatea noastră, să zic, de zi cu zi, înființarea de plantații, viticole, pomicole și partea de irigații. Oarecum noutate sunt combinele de recoltat, una dintre ele dotată și cu un sprayer pe trei rânduri. Avem tractoare, un brand italienesc de gamă medie din punct de vedere al prețului. Avem remorci de recoltat, mașini de împrăștiat gunoiul, freze cu palpatoare, tocătoare, în principiu cam tot ce are nevoie un fermier în plantația lui. Vă adresați sectorului viticol și pomicol? Da, ambelor sectoare, asta facem, viticultură, pomicultură și irigații pentru cele două sectoare. Este mult mai rentabil astăzi să recoltezi mecanizat. Gândiți-vă că un astfel de utilaj înlocuiește cu succes 120-130 de oameni la un program normal de lucru. Un utilaj, după cum bine știm, ar putea lucra și 24 de ore din 24. Cu siguranță cu un astfel de utilaj vor avea pierderi mai puține decât cu colegătorii manuali. După cum știm, sunt obișnuiți să capete viteză și mai puțin calitate. Recoltează 98-99%, depinde foarte mult și de plantație. Cât de repede poate să recolteze un hectar? Păi calculul e oarecum simplu. Recoltează între minimum 4 hectare într-o zi și 9 hectare un maxim. Deci un hectar undeva la 2 ore. Avem toată gama de produse, cred că avem disponibil la vânzare undeva la 3.000 de repere. Găsiți la noi de la farfece de tăiat, farfece de recoltat, aparate de legat, variante manuale, electrice, deci absolut tot ceea ce își poate dori un fermier. Temperaturile ridicate și seceta pedologică pun la grea încercare agricultura din România. Foarte mulți fermieri se gândesc ce să mai cultive pentru a putea să-și amortizeze cheltuielile și investițiile făcute. Specialiștii Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București vin în sprijinul agricultorilor și scot în piață specii pomicole exotice adaptate zonelor de la noi din țară. Așa se face că o să putem găsi pe tarabele piețelor curmale, smochine, banane sau kiwi din livezile noastre autohtone. Dacă ar fi să ne referim la fermierii români, ei au destule probleme. Unele dintre cele mai serioase au fost cele provocate de schimbările din acest an de seceta îndelungată și de temperaturile foarte ridicate. Datoria noastră de cercetători și de cadre didactice este să găsim soluții la toate provocările care pot să apară. Și pentru aceasta ne-am propus ca în ediția din acest an să venim și să prezentăm specii pomicole noi, de exemplu, care sunt reziliente, adaptabile la
terenuri sărăturate, terenuri nisipoase, la temperaturi foarte ridicate și foarte rezistente la secetă. Și aici aș vrea să subliniez în primul rând curmalul Dobrogean, la care anul trecut noi am omologat primul soi românesc, Ziprim, un soi de jujube pe care le putem vedea și în expoziția noastră. În același timp, vreau să vă spun că avem smochinul pe care de asemenea reușim să-l înmulțim și să-l producem în România pe suprafețe foarte mari, dar și multe, multe alte specii. Ca și specii pomicole, noi vorbim în primul rând de curmalul chinezesc, de Ziziphus jujuba. Este o specie foarte rezistentă la secetă, valorifică foarte bine terenurile sărăturate. Noi, în cadrul stațiunii Istrița din județul Buzău, avem un lot demonstrativ, înființat încă din 2019, unde plantele se comportă foarte bine, nu au boli și dăunători, fructifică foarte bine, e o specie precoce, fructifică încă din primul an de la plantă, iar fructele au trăsături nutraceutice deosebite, conținut ridicat în vitamina C, antioxidanți, o grămadă de avantaje. Până și kiwi se comportă foarte bine în zona de sud a țării noastre, chiar și kiwi berry. Și vorbim de asimina, o nouă specie pomicolă care la fel rezistă foarte bine la temperaturile scăzute. Avem cerere cu privire la material săditor din aceste specii, sunt tot mai mulți oameni interesați și dornici să planteze nu doar pentru curte și propria grădină, ci chiar plantații de ordinul miilor de metri pătrați, chiar hectare întregi de astfel de plante, și noi suntem aici disponibili să-i ajutăm, să-i îndrumăm. Compania românească Mifalchim produce tratamente fitosanitare pentru viticultură, pomicultură, dar și pentru cultura mare. În atenția celor interesați, firma a lansat în piață un produs nou, Mif Oil, un ulei horticol. Acest produs agrochimic biodegradabil este utilizat pentru întreținerea culturilor de pomicultură și viticultură aflate în repaus vegetativ și până la intrarea în vegetație. Acțiunea produsului derivă din calitățile celor trei microelemente coagulate într-o singură formulare ce permite rezistența la temperaturi negative, eliminarea de ouă, larve sau insecte aflate în hibernare, micșorarea volatilității soluției de stropit și totodată mărirea remanenței produsului cu care se efectuează lucrarea de întreținere. Eu nu mai vorbesc de tratamente fitosanitare, vorbesc de întreținere de culturi. Produsele mele, care sunt toate, sunt omologate și multe dintre ele la momentul ăsta au și certificare de ROM îngrășământ, sunt cu calități ce mă ajută pe mine să vorbesc și despre obținerea de calități ale solurilor și a punerii în valoare de microelemente din sol, care împreună cu sulful, cu calciu, cu microelementele cele cu care vin eu în compoziția formulărilor, obțin forme proteice pentru noi înrădăcinări, pentru noi porniri de vegetație cu succes. Tot la fel de bine, din aceleași produse și cu alte amestecuri, obținem rezistențe biologice la plante, obținem posibilitatea de a trece pe un sezon calendaristic cu diferențe mari de temperatură, noapte, zi sau temperaturi pozitive și temperaturi foarte negative, protejând plantațiile de pomicultură și viticultură în mod deosebit, dar de 2-3 ani de zile am intrat și în zona culturilor mari, ceea ce ne evidențiază ca fiind printre foarte puținii care fac așa ceva. Ca o noutate pentru sezonul ăsta, fiindcă pe piață sunt diverse formulări de uleiuri horticole pentru pomicultură, horticultură în genere, eu la târgul acesta am venit cu un produs, Mif Oil se numește, pleacă de la inițiale numele meu, Matei Ionel Filimon, și oil de la uleiul horticol. E un produs agrochimic cu biodegradabilitate totală, care poate fi folosit de acum, de după ce frunzele au căzut. Ce face produsul ăsta? Deci elimină tot ce a mai rămas, reminiscențe de boli foliare, factori de atac, ouă, larve, insecte, etc. Pune în valoare prin abordarea solului, pune în valoare microelementele din sol, transformându-le în formă proteică. Tot la fel de bine, mărește gradul de putrezire, de macerare a frunzelor ce au căzut bolnave pe sol, de unde solul poate împrumuta o cantitate importantă de carbon, carbonul fiind cel mai important microelement din natură. Astea sunt lucruri, zic eu, foarte, foarte importante, care, uitați, avem în fața noastră aici legumicultori sau zona asta. Pentru dânsii, astfel de inițiative sunt de luat în seamă, ei chiar sunt consumatori de ei noștri. Portofoliul nostru
este de vreo 20 de produse, strict fabricate de noi sunt vreo 15. În zona vinificației am mai luat noi, în afară de produsele pe bază de bioxid de sulf ce le fabric eu, am mai luat diferite substanțe care să întregesc tratamentul la vinificație, mai ales anul ăsta este un an dificil, seceta a adus cantități foarte mici de strugure, indiferent de cum ar fi un an sau altul, că în domeniul agriculturii niciun an aproape nu înseamnă cu altul. Tu trebuie să vii cu potențiale surse de informație de a ajuta cel care se lovește de a întreține o cultură agricolă. Grâul românesc are o calitate foarte bună în acest sezon, comparativ cu cel venit din alte țări europene. Totuși, în acest context, prețul este încă menținut la valori scăzute pe burse. Specialiștii îndeamnă pe fermierii români să mai aibă răbdare, pentru că vârful de cerere va veni abia în luna februarie, atunci când și prețul grâului va urca pe măsură. Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, estimează un preț maxim în jurul valorii de 230 de euro pe tonă, pe care îl vor putea obține fermierii care vând marfa la începutul anului viitor. Va exista un moment și va începe ușor, ușor, dar etapizat, nu nimic, să nu se aștepte nimic, că bubuie peste noapte ceva, în care grâul va avea cerere. Întotdeauna ce scade, crește. Da, cum am spus mai devreme, ce crește, scade. Dar etapa asta va veni, credem, după sărbători. Sau poate va începe undeva pe la jumătatea lui decembrie, dar nu sunt sigur de asta. Dacă vorbim de grâu. Pe de altă parte, avem calitate la grâu. Față de toate țările unionale, față de Franța, că le-aia ne raportăm, față de Ucraina, că le-aia ne raportăm, grâul românesc are calitate în sezon și va fi prețuit. Cu cât procentual mai mult? Nu știu, am vrut să văd undeva februarie 225-230 în Portul Constanța, fără să o citesc în Globul de Cristal, acolo ar trebui să fie o poziționare corectă a grâului. În ceea ce privește prognozele de recoltă pentru anul viitor, România arată bine atât la grâu cât și la rapiță. Dacă vorbim la ansamblu de ce vedem pentru sezonul viitor, trebuie să știm că România va avea o recoltă superbă dacă se mențin condițiile de astăzi și după 15 noiembrie încep din nou precipitațiile și vom avea și niște zăpadă în decembrie-ianuarie, cum se prognozează, că altfel n-am vorbit despre ea, și apoi vom avea o primăvară cu ceva ploi la 2,5 milioane de hectare, cred că va fi o producție foarte bună. Și mențin zicala că mai bine ai ce vinde decât să n-ai ce vinde. Întotdeauna e așa. E valabil și pentru rapiță, la 900.000 de hectare. Dacă totul merge bine, vom avea o producție similară cu a Ucrainei, ceea ce spune multe. Aici se încheie jurnalul AgroTV. Vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, vă oferă rubrica Meteo. La noapte vremea va fi rece, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și 8 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până spre valori în jurul la minus 11 grade. Mâine vremea va fi predominant frumoasă, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime comparabile cu cele din ziua anterioară vor fi cuprinse între 9 grade în nordul Moldovei până spre valori în jurul a 18 grade în sudul Banatului, precum și în zona deluroasă a Olteniei și Munteniei. Alcedo, prietenul recoltelor sănătoase, v-a oferit rubrica Meteo.